Bună ziua și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre teza mea de doctorat și asta pentru că am primit foarte multe întrebări, dar și mesaje pe pagina oficială legate de subiectul tezei și anume perspectiva istorică asupra fenomenului spiritist din România, cum anume am ajuns să studiez asta și mai ales cum anume a ajuns acest subiect să poată fi integrat într-o teză de doctorat, mai ales într-o teză de doctorat în istorie, pentru că această teză a fost susținută în cadrul Facultății de Istorie, mai exact Școala Doctorală de Istorie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Asta întâmplându-se în perioada 2014, respectiv 2017, momentul în care am susținut teza. Teza a fost una dintre cele mai interesante și cele mai grele provocări din viața mea, pentru că în momentul în care pornești să faci o teză de doctorat, cred că orice teză de doctorat, în fapt, sunt foarte multe întrebări care decurgă natural, în primul rând, prin prisma faptului că tu trebuie să ai suficiente resurse astfel încât să poți să scrii peste 250 de pagini, să spunem, aproximativ cam cât înseamnă o teză de doctorat. Și nu doar că trebuie să ai suficiente resurse, dar aceste resurse trebuie să aibă sens, cel puțin în cazul meu din punct de vedere istoric, astfel încât să poți să dovedești o ipoteză sau dacă nu pornești de la un raționament prin deducție în care dovedești ipoteza, poți să pornești pur și simplu într-o căutare, să faci o cercetare și la sfârșit să găsești niște dovezi, niște resurse istorice care ție să-ți confirme sau din contră să-ți construiască o nouă ipoteză de lucru, care să fie susținută, evident, din punct de vedere științific. Și această provocare a fost în cadrul unui subiect care aparent era extrem de greu de cercetat, una pe care am întâmpinat-o, cred că cu oarecare inconștiență, pentru că dacă aș fi știut cât de grei urmau să fie acești 3 ani, poate că nu m-aș fi apucat. Și tocmai în asta constă și frumusețea vieții, în faptul că nu știm niciodată ce ne așteaptă, cât de ușor sau greu va fi și astfel ajungem să învățăm foarte multe lucruri extrem de folositoare pe care dacă le-am putea prevedea într-un fel n-am mai ajunge să le parcurgem cu siguranță. Astfel, teza de doctorat cuprinde mai multe părți. În primul rând este perspectiva asupra acestui fenomen spiritist din punct de vedere internațional, adică sunt studiate țări precum Statele Unite, Germania, Franța, Anglia și modul în care acest fenomen spiritist s-a propagat la nivelul maselor, dar și la nivelul elitelor la sfârșitul secolului al XIX-lea, la începutul secolului al XX-lea. Iar apoi teza este, mergem mai departe către cercetarea acestui fenomen spiritist și a modului în care el este implicat în societatea românească și mai ales a felului în care periodicele respectiv cotidiene, dar și presa spiritistă prezintă acest fenomen spiritist. Și apropo, pentru că am uitat să arăt la începutul clipului, aceasta este cartea, practic aceasta este teza mea de doctorat. Această teză de doctorat a fost, adică este în carte pur și simplu exact așa cum a fost scrisă, probabil cu mici ajustări, pentru că tonul tezei istorice era unul puțin mai greoi, să spunem mai sec pe locuri și atunci în carte am încercat să integrez lucrurile astfel încât să fie puțin mai lejer de parcurs, să spunem, pentru cititorul neexperimentat care nu știe despre acest fenomen și află pentru prima dată. Bineînțeles că și eu am aflat foarte multe lucruri pentru prima dată în cadrul tezei și, de fapt, asta este și senzațional. Atunci când vorbim despre un proiect de cercetare, de orice tip ar fi el, momentul în care găsești lucruri care pur și simplu îți dau peste cap toate calculele inițiale și te pun pe noi direcții de cercetare, atunci, într-adevăr, simți că merită să duci la bun sfârșit studiul respectiv. Și revin la conținutul tezei. În afară de cercetarea aceasta a revistelor, a cărților, a practic a tuturor resurselor pe care eu le-am găsit în care să fie dezbătut acest fenomen spiritist,
În ultimul capitol vorbesc despre cum anume spiritismul are un rol în dezvoltarea psihologiei experimentale din România în secolul al XIX-lea, la sfârșit de secolul XIX, și mai ales despre cum se leagă acest fenomen numit spiritism de fundamentarea psihologiei experimentale și apoi de fundamentarea psihologiei ca știință de sine statătoare. Ei bine, acest cuvânt, spiritism, în momentul în care vorbești despre spiritism sau despre spirite, reacția în rândul auditoriului, de orice vârstă ar fi el, este una destul de intensă, poate fi o reacție care asociază acest fenomen cu fantome, cu bântuit, cu lucruri care sunt de dreptul, nu știu, diabolice și, bineînțeles, cu niște lucruri care nu fac parte din credința creștin-ortodoxă. Și atunci, de aceea am considerat că este atât de important să existe un studiu istoric asupra acestui fenomen, pentru că momentul în care vii să vorbești despre spiritism, trebuie să o faci dintr-un punct de vedere științific. Orice altă metodă de abordare a acestui fenomen, din punctul meu de vedere, prin metode care nu susțin din punct de vedere istoric și științific, sunt practic niște cuvinte care nu dovedesc nimic și care practic nu vorbesc despre spiritism, pentru că fenomenul spiritist apare ca și concept în 1857, când Allan Kardec, părintele spiritismului, îl va numi așa. Până în 1857, fenomenul spiritist există, însă el nu este numit spiritism, el este numit spiritualism. Avem spiritualismul american, avem mesmerism, de la Franz Mesmer, cel care se ocupă cu telepatia și cu schimbul de energie între animale, descoperirile lui inițiale fiind pe animale. Și avem cu totul și cu totul alte denumiri, dar nu această denumire de spiritism. Deci spiritismul se referă la totalitatea fenomenelor extrem de populare care apar la mijlocul secolului al XIX-lea în Statele Unite, mai exact în Hightsville, unde surorile Fox, trei surori, vor inventa un limbaj prin care ele susțin, comunică cu spiritele celor decedați și acest limbaj se referă la anumite bătăi în masă. Fiecare bătaie în masă sau un număr de bătăi în masă constituie o literă din alfabet și astfel ele primesc mesaje spiritiste cu ajutorul acestor bătăi în masă. Table rappings înseamnă de fapt bătăile în masă. Deci fenomenul spiritist înseamnă tot ceea ce are legătură cu mediumitate, comunicarea cu spiritele morților, dar e mai mult de atât. Pentru că în momentul în care eu spun fenomen, eu trebuie să vorbesc despre o răspândire, nu? Eu trebuie să vorbesc despre o susținere la nivel popular a acestui fenomen. Altfel nu este un fenomen. Și spiritismul este un fenomen pentru că el reprezintă una dintre principalele forme de entertainment, de distracție pe care oamenii o au la sfârșit de secolul al XIX-lea și început de secolul al XX-lea în cadrul elitelor, să spunem, din Marea Britanie, din Franța, din Statele Unite, exact așa cum noi astăzi putem să ne ducem la teatru sau ne dăm drumul la televizor ca să ne relaxăm. Exact așa, la sfârșit de secolul al XIX-lea, început de secolul 20, oamenii se duc la ședințe de spiritism, care ședințe de spiritism sunt o reprezentație teatrală, respectiv. Ședința de spiritism se desfășoară cu un public care își cumpără bilet ca să participe la ședință, mediumii realizează turnee naționale și internaționale, există oameni care fac sloganuri și care compun piese pentru reprezentațiile spiritiste și doar pentru acestea. Și avem și medium precum Ira Davenport sau Hume sau Eusapia Paladino care susțin practic reprezentații în întreaga lume. Și aceste reprezentații sunt în cadrul unui soi de scenete. Ele sunt puse în scenă și participanții la o ședință de spiritism sunt supuși unor experimente sau, să spunem, unor întâmplări menite să demonstreze faptul că mediumul care susține ședința de spiritism practic este acolo doar ca să dea mai departe niște mesaje venite din lumea de dincolo. Acest fenomen spiritist este unul extrem de disputat și este disputat tocmai datorită faptului că el este văzut ca o parte din ocultism.
El este văzut ca ceva marginal care apare pe fondul acestei lupte între materialismul științific și nevoia unei noi credințe și, să spunem, nevoia de spiritualitate. Și atunci, unii cercetători consideră spiritismul drept copilul rebel al unei societăți în derivă, care își caută valorile, care caută să găsească ceva dincolo de materialismul științific. Spiritismul apare într-o epocă în care avem descoperit precum telegraful, în care oamenii încep să fie din ce în ce mai interconectați și în care oamenii descoperă că există și altceva în afară de ceea ce se vede și descoperă că dincolo de ceea ce ne spune Descartes că există dualitate, trup-suflet, mai există și altceva. Și e bine, acest altceva este reprezentat de acest spirit despre care spiritismul ne vorbește. Deci, diferența dintre spiritism și spiritualism este aceasta. Spiritualismul se referă la credința nemuririi sufletului, însă spiritualismul nu se referă neapărat la comunicarea cu spiritele celor morți. Totalitatea practicilor prin care se comunică cu spiritele celor morți stă sub denumirea de spiritism. Și a fost absolut fascinant atunci când m-am apucat de această teză, și eram convinsă că nu voi avea suficiente resurse pentru a o scrie. Practic, niciodată, eu nu am pornit de la, să spunem, niște cărți care vorbesc despre fenomenul spiritist în România. Așa ceva nu există. Și de aceea a fost o provocare să scriu această teză, care este practic prima carte scrisă vreodată care vorbește despre fenomenul spiritist în România din punct de vedere istoric. Și această provocare a fost una în care pur și simplu mergeam la arhive și căutam cuvântul, toate articolele, să spunem, documentele în care apărea menționat cuvântul spiritism sau în care apărea absolut orice indiciu care să-mi arate că acolo exista ceva legat de ședințe spiritiste, de oameni care s-au ocupat de spiritism și așa mai departe. Și de aceea literatura de specialitate a vremii e foarte de ajutor în cadrul acestui fenomen spiritist, în cadrul studierii lui, pentru că noi vedem cum se raportează oamenii de la sfârșitul secolului al XIX-lea la fenomenul spiritist. Și această modalitate a oamenilor de a se raporta la fenomenul spiritist este dezbătută în capitolul Argumentele împotriva fenomenului spiritist în România și apoi urmează un capitol Perspectiva prospiritistă, în care pur și simplu vorbesc, descriu ceea ce se scrie despre fenomenul spiritist. Pentru că avem periodice, adică ziare, reviste, care ne vorbesc pe un ton extrem de, aș putea spune, plin de admirație legat de fenomenul spiritist. Sunt reviste prospiritiste și sunt reviste în care sunt descrise ședințe spiritiste, fenomene precum telepatie, telechinezie, hipnoză, și avem și aspru combătut fenomenul spiritist în presa cotidiană, în care sunt pomenite asemenea manifestări și, bineînțeles, contrazise, și nu doar contrazise, dar sunt combătute chiar de către membrii bisericii. Pentru că spiritismul stârnește o reacție virulentă a bisericii și, evident, despre această reacție am vorbit în capitolul 2, poziția bisericii față de fenomenul spiritist, pentru că în această teză a fost foarte important să surprind toate nuanțele, inclusiv această abordare prospiritistă, însă la fel de important pentru orice adevăr istoric este să ai toate aspectele care compun peisajul pe de-a întregul. Și Toate aceste periodice în care spiritismul apare de foarte multe ori menționat ne arată că el nu este doar un fenomen marginal. Ne arată că oameni precum Bogdan Petricicu HD-ul, care este figura cea mai cunoscută legată de fenomenul spiritist, se învârte în cercurile sale alături de Ion Luca Caragiale, de Mihai Eminescu, de Nicolae Grigorescu, oameni care participă la ședințe de spiritism. Ion Luca Caragiale nu este neapărat un fan al spiritismului, el chiar va scrie anumite schițe și câteva scrieri în care pamfletează acest fenomen spiritist, însă este denotat faptul că scrie despre asta. Deci faptul că acest fenomen este suficient de prezent în societate încât el să fie menționat de oamenii care au un cuvânt de spus pe scena literară, istorică, politică și așa mai departe a vremii.
Spiritismul în România nu se constituie neapărat într-o mișcare suficient de puternică, cum se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, unde avem citate anumite surse care ne indică că dintr-o populație de 27 de milioane de locuitori în jurul datei de 1850, avem 11 milioane de locuitori care sunt spiritiști, care se declară susținători ai curentului spiritist. Evident, aceste date pot fi umflate, sunt alți cercetători care o contrazic pe Emma Harding și spun că nu este adevărat, că era undeva la 3 milioane, dar chiar și așa există un număr de susținători care nu doar că se declară ca fiind spiritiști, însă ei participă la tabere de spiritism, contribuie activ la susținerea spiritiștilor prin sponsorizarea revistelor, cărților, activităților lor și așa mai departe. Și foarte important este fenomenul spiritist în Statele Unite ale Americii, pentru că el este foarte legat de rolul femeii în societate. Adică, în acea perioadă avem femeia ca și supraveghetoare a gospodăriei, ca și mamă, femeia gospodină, care nu are niciun cuvânt de spus în societate. Ea participă la societate, în societate, să spunem, având grijă de soțul ei și de copiii ei. Iar spiritismul vine și pune la loc de cinste calitățile pe care o femeie le deține, cum ar fi intuiția, capacitatea ei creatoare, sensibilitatea ei, senzitivitatea ei la stimuli externi, la lumea de dincolo. Și atunci femeile au pentru prima dată un job, sunt medium. Și în societatea americană, femeile ajung să iasă din spațiul în care sunt, iată, cumva obișnuite să fie prezente, adică din spațiul gospodăriei lor, și ajung să iasă pe scenă, la modul propriu, susținând reprezentații spiritiste, fiind medium și așa mai departe. Și tot pe aceeași filieră, spiritismul vine și susține foarte mult tot ceea ce ține de exprimare liberă, tot ceea ce ține de democrație, tot ceea ce ține de schimbul de idei. Sunt oameni din diverse credințe religioase care se întâlnesc sub această umbrelă ultra-inclusivă a spiritismului. Bineînțeles că fenomenul spiritist este diferit privit în fiecare țară unde ajunge, atât în funcție de gradul de implicare în biserică, gradul de recunoaștere ca apartenență religioasă la o anumită grupare. Iar în România, spiritismul este un curent care reprezintă o modalitate de petrecere a timpului liber, dar și de relaxare a tot ce înseamnă activitate culturală și chiar o înclinație către romantism, către ceea ce nu se vede, către o literatură care iese din, să spunem, rigorile materialiste și se îndreaptă către explorarea domeniilor precum suflet, spirit și așa mai departe. Deci, în afară de capitolele 3 și 4, care vorbesc pur și simplu despre istoriografia spiritismului și despre istoriografia românească a spiritismului, cealaltă parte a tezei se concentrează pe felul în care acest fenomen spiritist este implicat în dezvoltarea psihologiei. Și aici avem a fost o adevărată călătorie pentru mine, pentru că am descoperit o redefinire a psihologiei și a ceea ce eu consideram că este psihologia, respectiv începutul psihologiei ca știință de sine stătătoare. Și de ce este foarte important acest lucru? Pentru că imaginați-vă că momentul de care vorbim noi, la sfârșitul secolului al XIX-lea, psihologia nu este o știință independentă, nu există psihologie. Există psihologie ca parte a filozofiei și primii care se avântă pe acest teren sunt spiritualiștii. De ce spun că sunt spiritualiștii și spiritiștii? Pentru că ei sunt primii care vor intra într-un laborator experimental și vor face experimente cu mediumi, care experimente includ scriere automatică,
și includ fenomene precum hipnoză, telepatie, telechinezie și așa mai departe. Deci toate aceste fenomene se întâmplă într-un laborator și în momentul în care ele se întâmplă în laborator, îi fac pe oamenii care practică aceste experimente să se gândească cum anume se întâmplă ele. Cine anume este persoana care, iată, scrie în mai multe limbi străine pe care nu le cunoaște? Unde se află toate aceste noțiuni? Ce înseamnă să fii într-o stare de transă? Cum pot doi participanți să gândească același lucru și unul să știe ce gândește celălalt fără să comunice unul cu altul? Deci toate aceste lucruri sunt extrem de interesant de dezbătut pentru cercetătorii de la acea vreme și sunt cu atât mai interesant de dezbătut cu cât ei nu încearcă să demonstreze nimic, ci pur și simplu încearcă să caute niște răspunsuri. Și această căutare îi face să descopere subconștientul. Alfred Binet este cel care va formula acest termen de subconscience, adică subconștiință, s-ar traduce din limba franceză. Și e foarte interesant că Alfred Binet va susține o serie de lecturi, o serie de cursuri la Universitatea din București, în 1895, fiind invitat de Tache Ionescu, cu care este coleg, la o facultate pe care o fac împreună la Paris. Și astfel, în România, Alfred Binet, cred că este singura dată când predă, din câte mi-aduc aminte, și predă despre psihologia experimentală. El va face experimente alături de Jean-Martin Charcot la Spitalul Saul Petrie din Paris și la acest spital ei fac experimente cu oameni care suferă de diverse patologii mentale, iar aceste experimente includ, desigur, multe metode utilizate în ședințele spiritiste. Și aceste metode utilizate în ședințele spiritiste, care provin doar din acest fenomen spiritist și care nu își au baza sau rădăcină în altă parte, sunt metode pe care psihologii experimentaliști le vor folosi în toate descoperirile, în toate experimentele pe care ei le vor face pentru a dovedi că psihologia este o știință de sine stătătoare și că, în primul rând, că psihologia este o știință. E foarte interesant această diferență între spiritualiști și psihologie, pentru că spiritualiștii de la acea vreme își doresc să se implice în experimentele psihologilor timpurii, iar psihologii timpurii sunt de-a dreptul disperați de asocierea imaginilor cu spiritualismul, pentru că ei văd spiritualismul ca pe ceva obscur, ca pe ceva care are legătură cu zona ezoterică și nu își doresc ca fenomenele pe care ei le demonstrează științific să fie asociate cu ceva pseudo-științific. Și atunci e foarte interesant cum în Statele Unite Clark va fonda primul laborator de psihologie experimentală, dacă nu mă înșel, în 1905, și îi va convinge pe oameni să susțină activitatea laboratorului, spunându-le că acolo au loc ședințe de spiritism, pentru ca ei să trimită bani, deoarece psihologia la acea vreme nu era suficient de cunoscută astfel încât să poată să-i convingă pe oameni să participe financiar la susținerea fenomenului. Și avem un interes extrem, extrem de intens asupra acestor fenomene spiritiste, iar oamenii sunt extrem de reticenți la ceea ce psihologia reprezintă sau încearcă să demonstreze și de aceea foarte multe persoane care sunt implicate în cercetări metapsihice, psihice și așa mai departe vor spune că fac spiritism, pentru că asta este ceea ce atrage atenția oamenilor și face să contribuie activ din punct de vedere financiar, iar această susținere financiară era vitală în fundamentarea psihologiei ca știință, deoarece fără experimentele din laborator nu aveam nimic, deci nu puteam să vorbim despre nimic. Și aici este interesantă această întâlnire între, iată, o zonă pe care și acum foarte multe persoane o văd drept ceva extrem de nociv sau ocult sau diabolic, și anume zona spiritismului, și psihologia. În momentul, iată, puteți să faceți un exercițiu dacă
care sunt, care e primul lucru care vă vine în minte când spun spiritism și care e primul lucru care vă vine în minte atunci când spun psihologie. Cu siguranță, dacă o să spun psihologie, nu o să vi se ridice părul din cap, dar dacă spun spiritism, poate că veți avea anumite îndoieli și o să mă întrebați, dar la ce anume te referi? Când, de fapt, dacă ne referim din punct de vedere istoric, spiritismul reprezintă, poate să reprezinte un număr de mijloace prin care psihologii experimentaliști timpurii își fundamentează descoperirile legate de subconștient, de inconștient și până la urmă de tot ceea ce ține de capacitatea cognitivă a unui subiect atunci când se află, de exemplu, într-o stare de transă sau atunci când se află într-o stare de hipnoză. Hipnoza este unul dintre cele mai masiv utilizate mijloace de cercetare a psihicului uman. Și această stare de hipnoză este unul dintre mijloacele prin care William Crookes, de exemplu, care face parte din Societatea de Cercetare Psihică din Londra, Society for Psychical Research, el va utiliza hipnoza pentru a dovedi că, iată, fenomenul spiritist nu este doar o fabulație, ci că este ceva demonstrat din punct de vedere științific. De altfel, acest fenomen spiritist luptă continuu pentru a-și dovedi fundamentarea și pentru a-și dovedi legătura sa cu zona științifică. Și spiritismul încearcă să arate că nu este într-o zonă de obscuritate și într-o zonă de magie, acolo unde încearcă să-l placeze anumiți critici și anumiți cercetători. Și desigur, această carte este, cel puțin din punctul meu de vedere și acum când mă uit prin ea și mai citesc din ea, este o lectură foarte interesantă pentru că ne vorbește despre anumite lucruri pe care nu le găsim menționate în istoria psihologiei, spre exemplu, ca știință. Și aici a fost cel mai greu pentru că a trebuit să merg direct la sursă și direct la documentele din bibliotecile din Paris, din Mainz, din Londra și așa mai departe, pentru a găsi referințele exacte asupra acestui fenomen spiritist. Este absolut senzațional modul în care, practic, societatea este organizată și felul în care oamenii percep aceste fenomene, pentru că, iată, la secțiunea de mică publicitate din anumite periodice, avem reclame ale mediumilor, care pur și simplu își scriu adresa și spun că oferă ședințe de mediumitate. Aceste reclame sunt în aceeași categorie cu reclama la pantofi, la cremă și așa mai departe. Deci ele sunt ceva absolut natural, firesc. De asemenea, nivelul la care acest fenomen spiritist ajunge să influențeze lumea, este unul, aș spune eu, extrem de intens. Și apropo de nivelul în care acest fenomen spiritist se propagă, putem să vorbim despre Regina Elisabeta României, soția regelui Carol I de Hohenzollern, care în memoriile sale va povesti cum ea, înainte de a împlini 12 ani, face o călătorie la Paris cu mama sa și cu frații săi, Wilhelm și Otto. Mama sa suferă de paralizie și, în urma unor pase magnetice pe care aceasta le primește de la un medium, ea își revine și, bineînțeles, că Regina Elisabeta povestește cum tatăl și unchiul ei se duc în Statele Unite și participă la ședințe spiritiste, iar tatăl ei, Herman, Principele de Vid, va scrie o carte despre fenomenele spiritiste. Bineînțeles, Regina Elisabeta I o să încerce să continue această activitate și după ce se va căsători cu regele Carol I de Hohenzollern, dar ea va fi curmată de tot ceea ce se întâmplă cu Elena Văcărescu și cu încercarea Reginei Elisabeta de a îi cupla pe regele Ferdinand I și pe Elena Văcărescu în urma ședințelor de spiritism. Regina Elisabeta I, evident, va fi exilată 2 ani în Italia, va sta acolo iar Ferdinand I se va căsători cu Regina Maria. Și sunt, iată, foarte multe aspecte, iarăși despre spiritism, foarte puțin menționate, poate și pentru că în perioada comunistă sunt distruse extrem de multe resurse care astăzi ar fi fost parte din teza mea de doctorat. Însă, ceea ce se întâmplă până în perioada comunistă, și anume, de exemplu, fondarea revistei spiritiste de către Bogdan Petrecei cu HDU și de către Stănulescu, a
Această revistă spiritistă este o publicație extrem de populară în care oamenii pur și simplu trimit mărturii sau scrisori despre diverse fenomene spiritiste și se creează, bineînțeles, chiar și un cerc spiritist în care pur și simplu sunt testați tot felul de medium, sunt testate tot felul de metode prin care, la care și la aceste fenomene spiritiste. E interesant că, de exemplu, participă oameni precum avocatul Ciocazan în Craiova, care va susține lecturi și conferințe pe temă spiritistă, sau Cei Nicolau, care în Bârlad va crea o mică bibliotecă spiritistă și, la fel, va avea o serie de articole legate de fenomenul spiritist. Și, apropo de psihologia experimentală și România, noi în România îi avem pe primii... să spunem cercetători, pionierii psihologiei experimentale în România. Aceștia vor studia sub oblăduirea lui Wilhelm Wundt, care va fonda primul laborator de psihologie experimentală la Leipzig în 1879. Și atât Constantin Rădulescu Motru, cât și Florian Ștefănescu Goangă își vor obține titlurile științifice de doctori în psihologie sub influența lui Wundt, care povestește în scrierile sale cum face experimente cu medium pentru a înțelege mai bine diferența dintre psihologie și filozofie. Toată această întâlnire dintre Wundt, dintre Florian Ștefănescu Goangă, Constantin Rădulescu Motru, se, bineînțeles că are urmări directe și asupra ceea ce se întâmplă în România, pentru că în Eduard Gruber, care și el va fi încurajat de Wundt să-și termine teza de doctorat, Gruber va înființa în 1893 la Iași primul laborator de psihologie experimentală, apoi Constantin Rădulescu Motru la București în 1906 și este urmat de către Ștefănescu Goangă, care va face la Cluj în 1922 următorul laborator. Și Wundt este supranumit părintele psihologiei experimentale. Și bineînțeles că asta nu degeaba. Și toate aceste intersecții, să spunem, interdisciplinare ale unor cercetători precum Gruber, precum Rădulescu Motru, care sunt practic amprentați de acest fenomen spiritist, vor avea urmări asupra felului în care psihologia experimentală va fi implementată. Și în cadrul acestor laboratoare din România au loc și experimente cu medium. Despre aceste experimente cu medium, într-adevăr, sunt foarte puține mențiuni și ele de foarte multe ori, nu doar că sunt foarte puține, dar sunt de-a dreptul condamnate. De aceea este fascinant să cercetăm, să citim, să descoperim lucruri despre, să spunem, domenii pe care le vedem într-un anumit fel, cum ar fi psihologia, și să înțelegem cât de interconectat este totul și cât de diferită este lumea în care noi trăim acum. Și iată cum la sfârșit de secolul XIX este mai firesc să te duci la un hipnotizator sau să te duci undeva să faci pase magnetice față de 2020, da? Anul curent, în care pur și simplu aceste fenomene legate de energie, de conștiință, de hipnoză, de bioenergie și așa mai departe, sunt văzute ca ceva care nu a fost demonstrat din punct de vedere științific. Deci acum, dacă comunitatea științifică ar fi considerat că poate să includă în istorie ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere istoric la începutul psihologiei experimentale, probabil că lucrurile ar fi fost altfel și eu nu aș mai fi scris această teză de doctorat, care a ajuns în 2019, în februarie, să fie publicată în formatul prezent, aici pe copertă, pentru că probabil vă întrebați cine este familia HD-ul, l-avem pe Bogdan Petricei cu HD-ul, pe fiica sa, Iulia HD-ul, și pe soția sa, Iulia Faliciu HD-ul,
Bogdan Petricei cu HDU este nu doar, dacă îl pot supranumi, părintele spiritismului în România, dar el este și cel care va construi castelul de la Câmpina, care acum este în renovare până în 2022, în cinstea fiicei sale și, spune el, la indicațiile fiicei sale cu prin intermediul ședințelor de spiritism. Poate că dacă nu l-am fi avut pe Bogdan Petricei cu HDU, o figură atât de importantă, filolog și savant, care să susțină acest fenomen spiritist, în România am fi avut și mai puține date despre fenomenul spiritist în acest moment. Însă, într-adevăr, fiecare zi pe care am petrecut-o găsind ceva despre fenomenul spiritist, comandând o revistă nouă, pentru că foarte multe dintre revistele de care aveam nevoie le-am comandat de pe diverse site-uri online unde erau scoase la licitație. Fiecare zi a fost una extrem de palpitantă. Au fost foarte multe momente când am crezut că voi renunța, în care am vrut să renunț. Au fost momente în care nu am fost sigură că voi putea să am un număr de 234 de pagini cât are acum această carte. Și au fost momente când mă întrebam unde anume duce această cercetare. Probabil că în anul 2 al studiilor doctorale am început să găsesc legătura dintre psihologie experimentală și spiritism și atunci lucrurile au început să aibă mult mai mult sens, pentru că în afara mențiunilor din punct de vedere istoric sau literar ale spiritismului, în afara lucrurilor care se petreceau la nivel de societate, am găsit și conexiunea directă dintre acest fenomen și știință. Și de altfel, Bogdan Petricei cu HDU descrie spiritismul drept credința știință, în care minunile biblice sau ceea ce Biblia numește comunicarea cu îngerii este demonstrat de spiritism în laborator, prin comunicarea cu spiritele celor care, iată, nu mai sunt printre noi, dar care oferă informații exacte, descrise în anumite ședințe spiritiste. Și, bineînțeles, că această teză include și perspectiva contra asupra fenomenului spiritist. Sunt foarte multe persoane care combat acest fenomen. De altfel, și în afară, de exemplu, surorile Fox, inițiatoarele și promotoarele fenomenului spiritist, vor ajunge să fie la un moment dat doar niște staruri decăzute, pentru că una dintre surori începe să aibă probleme cu băutura, spune că ceea ce s-a întâmplat în timpul ședințelor nu a fost adevărat și astfel veridicitatea fenomenului este pusă la îndoială. Sunt și foarte mulți medium care ajung să facă din spiritism un business și atunci oamenii nu mai au aceeași încredere în fenomenele spiritiste și consideră că sunt niște șarlatani, mediumii, și fac aceste experimente absolut cu ajutorul unor oameni care îi ajută. Desigur, sunt foarte multe comisii de cercetare care au încercat să vadă, de exemplu, cum David Hume reușea să iasă pe fereastra unui etaj și să intre pe fereastra unui alt etaj sub supravegherea acestora. Unele lucruri nu au fost încă lămurite. Cum anume, nu există explicație științifică pentru acele fenomene, cum anume s-au putut produce, pentru că e clar că ele s-au produs, dar nu se știe cum. Însă, în mare parte, am vorbit și despre această reticență a comunității științifice de a valida aceste fenomene și de a le considera, pur și simplu, în unele cazuri, ca ceea ce erau, niște experimente folosite de psihologi în laboratorul de psihologie experimentală, care experimente au dus la niște descoperiri care nu ar fi avut cum să se întâmple vreodată altfel, fără acest fenomen spiritist, care, indiferent că a reprezentat ceva bun sau mai puțin bun, el a fost un mijloc de punere în mișcare a unei noi ideologii, a unui nou mod de viață și a unui nou mod de a privi lumea până la urmă. Pentru că acest vid care se creează la nivelul conștiinței colective legat de credință în la sfârșitul secolului al XIX-lea, la începutul secolului al XX-lea, este extrem de interesant umplut de fenomenul spiritist, care spune că nu este nevoie neapărat să aparții unei anumite religii sau să crezi într-o anumită zeitate, într-o anumită formă de divinitate. Este suficient să ai grijă de propriul spirit, de propriul suflet, care este liber, este independent și astfel ești în permanență conectat cu acest suflet care nu moare niciodată. Și evident, spiritiștii sunt și susținători ai principiului reîncarnării, principiul conform căruia, iată, sufletul circulă și se circulă și trăiește în mai multe existențe.
Despre reîncarnare nu am vorbit foarte mult, de fapt nu am vorbit deloc pentru că aceasta este o teză istorică, dar puteți găsi foarte multe studii ale profesorului Ian Stevenson. Se pare că fiul său încă predă la University of Virginia, în Statele Unite, probabil parcă era profesor de psihologie. Și acesta are foarte, foarte multe studii legate de reîncarnare și dovezi ale existenței reîncarnării. Bun, se pare că m-am lungit foarte mult cu acest clip. Cartea o puteți cumpăra, cred, online. Nu știu cât de multe exemplare mai sunt disponibile. Uneori intru și îmi spune că stocul e epuizat. Nu știu ce se întâmplă. Nu se poate comanda online. Pot doar eu să, nu știu, să vă trimit în format PDF. Am mai făcut lucrul acesta. Însă, probabil că o voi traduce și în limba engleză și o voi publica. Tocmai pentru că este un studiu care cu siguranță ar avea sens și la nivel internațional. Acesta a fost clipul de astăzi, am omis cu siguranță foarte multe aspecte, este un subiect inepuizabil și care m-a pasionat și mă pasionează în continuare, pentru că este fascinant să descoperi